Bună ziua, dragi pacienți! Astăzi vreau să vă prezint o operație de retină, un caz interesant, un pacient care avea un singur ochi bun. Singurul ochi bun al lui era acoperit de o membrană extrem de groasă. Acest pacient a suferit în trecut o altă operație de retină, o operație de dezlipire de retină. Țin să vă reamintesc că problemele la retină sunt cele mai urgente probleme legate de ochi. De aceea, chiar dacă trăim vremurile care le trăim, dacă aveți probleme cu retina, este musai să vă adresați serviciului de oftalmologie. Dezlipirea de retină este cea mai urgentă afecțiune oftalmologică. Dacă vedeți o pată neagră, inițial poate fi precedată de un impuls luminos ca un fulger, după aceea poate ca o muscă umbră și când apare o pată mare neagră într-o parte, diferite zone pot să fie, poate să fie dezlipire de retină. De aceea trebuie un consult de urgență în aceste cazuri. Nu trebuie lăsat mult, pentru că după o lună, două, deja șansele să recuperăm ceva scad dramatic. Sunt și alte afecțiuni la retină care necesită abordarea de urgență, hemoragiile în vitros, care pot să stea câteva săptămâni, dar după aceea trebuie operat ochiul. Și membranele la retină care produc o ruptură maculară, o gaură maculară, de asemenea, nu trebuie amânate foarte mult. Acest pacient de care vă spuneam a avut o membrană foarte mare pe retină, în zona maculară și, cum o să vedeți în imagini, noi dăm membrana aceasta, o dau în timpul operației jos cu un instrument foarte special în urma vitrectomiei și dăm această membrană la o parte ca să putem reda vederea pacientului. În imagini se vede cum această membrană ușor, ușor se trage de pe retină, este aderentă și cu o pensă specială se îndepărtează de pe zona maculară. Inițial trebuie colorată cu un colorant albastru ca să o punem în evidență, iar apoi această membrană se îndepărtează. Aceste operații de retină sunt extrem de delicate. Foarte puțini pacienți conștientizează că retina este o prelungire a creierului, o foiță de țesut neuronal și este extrem de delicată. De multe ori, din păcate, vedem că pacienții întârzie la controle și vin într-un stadiu tardiv. La retină pot apărea probleme și din cauza diabetului, din cauza hipertensiunii arteriale, se produc hemoragii sau membrane diabetice care tracționează și dezlipesc retina și, practic, ușor, ușor retina moare. În aceste cazuri de retinopatie diabetică trebuie fotocoagulare laser. Noi ne ocupăm în clinicile noastre de tot ce înseamnă patologia retiniană, de la fotocoagulare laser, de la vitrectomii, de la membrane diabetice sau găuri maculare, până la dezlipiri de retină. Aceste probleme la retină, repet, nu trebuie amânate și trebuie să ne adresăm serviciului de oftalmologie pentru a putea fi corectate, reparate în măsura posibilităților. De aceea, țin să insist pentru un control regulat. Controlul anual este obligatoriu, dar când ne știm cu diabet sau cu alte probleme, poate e bine chiar mai repede. Dacă observăm orice probleme de vedere și e important să ne acoperim cât un ochi,
că poate noi vedem bine, dar nu ne dăm seama că un ochi nu ne mai ajută. Dacă sunt probleme, să vă adresați unui consult de specialitate. În clinicile noastre, eu sunt ajutat de încă 10 medici pentru a pune diagnosticul. Deci nu așteptați până găsiți o programare la mine neapărat. Sunt colegii mei care vă ajută și vă pot consulta cu profesionalism. Și dacă sunt lucruri urgente, pacientul este direct programat la operație și în ziua operației îi fac și eu o evaluare. Este important să nu se amâne aceste lucruri, pentru că după aceea degeaba ne străduim, degeaba pacientul își dorește mult, că nu mai putem recupera vederea. Vă mulțumesc!